până la urmă adunarea generală o să aibă loc tamam pe locul unde a avut loc adunarea de constituire pe 11 mai 2003. Țineți minte, domnul Băcu? Aici, aici. Taman aici s-a fondat Hyde Park. Da, ia ca aici stăteam la fontanul ăsta. Anatol Nimartor. Noi aici a fost adunarea de constituire. Acum, fetelor, îi povestesc, zic, ne apropiem de locul nostru. Aici am luat start, Hyde Park. Dar copiii ăștia n-au de unde, știi, că atunci erau alți copii. Da, da. Era ceva roman. Chiar de șeful Direcției Culturii a fost deschidere și sfințire aici în locul acesta, a fost un prieten. Pentru quorum avem nevoie de 9 membri, din 12, deci 3 pe 3. Quorum ca să modificăm statutul, dar altfel quorum ne ajungeau 7. Nu, poate că este document, dar mai degrabă verificăm câți oameni suntem aici. Ca să nu... Și aici e galerie nemembrilor, mă ating, așa-i? În afară de domnișoara, voi nu sunteți niciunul membru. Galerie viitorilor membri. Deci noi nu minimal, dar nu poți. Deci noi nu suntem o perspectivă de birocrație. Deci de asta poate să una mai degrabă, neformală, undeva underground. Dar poate cum... Momentan suntem 9 oameni, am înțeles că și Mircea vine, deci și Mircea o să semneze. Deci avem quorum chiar și pentru modificări de statut. Chiar și pentru desființarea organizației. Chiar pentru, da, exact, și pentru multe altele chestii trebuincioase. Dacă apare un astfel moft. Așa. Așteptăm să vină Mircea și după aia, da? Da, da. Hai că ești 30, te rog, repijor, să mergi și semnează. Lipsește Anșoara Chiriac, dar ea e la Londra. Alexandru Verejan. Alexandru Verejan lipsește, dar nu a anunțat din ce motiv. Înseamnă că o să-l luăm niște măsuri. Alex o să vine, eu am vorbit cu el. Bun, ia legătura telefonică și vezi dacă e pe aproape. Oricum, dacă cine e întârziat, o să audă mai puțin. Mă rog. Am stabilit că la ora 14 ne adunăm. Cine a întârziat o să audă mai puțin. Înseamnă că va recupera din imaginile video. Următorul punct, sau le citesc pe toate. Te rog, da, da. Al doilea punct va fi prezentarea raportului de activitate al președintelui Hyde Park și al responsabililor de proiecte. Pe urmă, alt punct va fi prezentarea raportului financiar al Hyde Park pe ultimul an. Următorul punct, discuții prealabile despre posibilitatea de modificare a structurii AC Hyde Park, așa cum s-a propus pe grup sau cu noi propuneri de modificare. Un alt punct, inițiem procedura de votare a schimbărilor de statut Hyde Park. Apoi vor urma discuții despre funcțiile vacante în Consiliul de Administrare Hyde Park. Următorul punct, prezentarea candidaților pentru aceste funcții. Penultimul punct, votarea noului Consiliu Hyde Park și, la ultima parte, diverse vom avea. Diversiuni. Da, dacă mai aveți sugestii, acum. Propuneri. Dacă nu, tacit sau prin vot, stabilim ordinea de zi și începem. Procedem, cine este, cine este pentru ordinea de zi stabilită, vă rugăm să votați. Majoritate. Da. Împotrivă? Da. S-a abținut? Nici abțineri, deci unanim. Atunci trecem, nu cred că nu are rost să o întindem, foarte lume, multă lume se grăbește. Voi începe eu cu raportul de activitate. Nu am pregătit unul amănunțit, voi vorbi în linii generale, pentru că fiecare membru de proiecte e liber să puncteze acolo unde va crede necesar sau unde va considera că nu am vorbit suficient. Deci când ne referim la activitatea organizației, trebuie să vorbim despre proiectele Hyde Park. Asta înseamnă activitate, de fapt, în cadrul organizației noastre. Și voi începe cu cel mai vizibil proiect de la noi, cel mai impozant, care este Curaj TV. Cu părere de rău, zilele trecute a fost blocat unul din conturile Curajului de către YouTube și s-au pierdut
foarte multe videouri, importante, mii de videouri, deci e o pierdere simțitoare, mă rog, era și lista cu subscriberi acolo, multe alte chestii. Din fericire au mai rămas, s-au mai păstrat, pentru că am avut mai multe profiluri și nu s-a lichidat toată arhiva. Cât privește activitatea propriu-zisă a acestui portal, este una, s-a menținut la nivelul anilor trecuți, chiar a crescut. Demonstrează și numărul de vizite pe site, a ajuns aproape la 50.000 chiar în ultimele luni de vizitatori unici. Pe lună. Pe lună, lunar. Deci practic s-a dublat comparativ cu anul trecut. Numărul de videouri, de filme la fel a crescut foarte mult, ca și numărul de cei care filmează, de reporteri. Am înțeles că ar fi necesar niște finanțe suplimentare, pentru că e vorba de deplasări în teritoriu și cred că, nu știu, un proiect în acest sens ar fi necesar, pentru că cei care sunt reporteri nu se pot descurca doar cu banii lor. Ești descurajat. Deci ar fi necesar, adică este asta ca să se mențină și chiar să crească activitatea acestui proiect. Vreau să vă informez doar ca o paranteză, că zilele astea m-au contactat Antonița Fonari să întrebe dacă vrem să participăm ca cumva parteneri media care să trimită omul la evenimentele pe care le organizează ei în cadrul unui proiect finanțat de Fundația Soros. Și munca acelui reporter sau reporterii se va fi remunerată. Rămâne doar ca Fundația Soros să accepte proiectul la care eu am zis în numele Hyde Park, da, am putea delega oameni. Așa, adică noi vom fi acoperiți, vom fi sub asta... Nu, reporterul care merge la eveniment. Deci, reporterul, nu-i vorba reporterul care o să fie plătit de organizația Antoniții Fonari, una dintre ele, chiar vreo două. O propunere foarte generoasă și atractivă. Sper că avem aici suficient de mulți reporteri de clasă, de calitate, care vor accepta măcar unul din ei. Urmează un alt proiect aleatoriu, să zicem CurajNet, la care activez nemijlocit eu, sunt responsabil de acest proiect. Spre care ar fi schimbările la acest proiect? S-a lucrat mult la design. Cu părere de rău, deci partea pozitivă este că într-adevăr a devenit mai atractivă pagina sub aspectul designului. Dar adică există pe el mai multe instrumente de socializare, poate fi promovat mai bine pe mai multe rețele de socializare, dar părere de rău, exact în momentele astea când dau loc schimbările, dar de fapt nu de design, mă refer la cei cu serverul, în momentele astea se întâmplă ceva inexplicabil, numărul vizitelor scade brusc. De două ori s-a întâmplat chestia asta anul ăsta, a ajuns la 1500, cum a ajuns la 1500 de vizitatori unici pe... Cum ei spun că ne schimbă pe alții? Zilnic, respectiv ne spun că vor să îmbunătățească, nu știu ce traficul, să facă acolo, da, ca traficul, și are loc exact invers, se întâmplă exact invers, adică scade până la 600-700 de vizualizări și începe să crească la fel, adică lent și destul de greu. Timp. Acum vine vara și evident numărul de vizualizări va scădea, ca de obicei. Deja cunosc perioadele astea. Care ar fi minusurile? Părere de rău, nu avem mai mulți autori, cum ar fi de dorit. Majoritatea articolelor sunt preluate fie de admin sau ocazional de alți colegi de-ai mei, fie sunt scrise chiar de mine și... Ceea ce nu e neapărat un lucru neapărat rău. Nu neapărat asta, dar totuși ar fi bine să fie diversificat. Sperăm că anul care vine se va reuși să avem un număr mai mare de autori cu texte proprii. Deci asta ar fi scăparea din punctul meu de vedere. Un alt proiect ar fi proiectul amatorul. În cazul acestui proiect s-a discutat mult în ultimele zile, pentru că a avut loc recent festivalul, evenimentul în care s-a produs, da. Este lăudabil că a avut loc și anul ăsta, deci asta ar fi și mic plusul, că a avut loc, s-a păstrat ca proiect. Au avut loc și deci, anumite chestii noi,
Punctul minus, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce nu ne-a plăcut la mai mulți din organizație a fost că nu s-a discutat, asta nu a plăcut, nu s-a discutat cu Consiliul, nu s-a discutat cu organizația, n-a fost transparent procesul organizării și deci asta li s-a reproșat. Cu părere de rău, organizatorii s-au supărat, dar cred că o să le treacă. Și încă un plus ar fi la anul ăsta, a fost minimum de cheltuieli, doar hai să fac cât 1000 de lei a cheltuit pentru proiect. Dacă ar mai fi fost transparență, cred că ar fi fost cu adevărat un proiect reușit. Să trecem la următoarea, la proteste. Protestele, la fel, ca și în anii trecuți, ne-am autosesizat în multe cazuri. Proiecte au fost practic o dată la două săptămâni minimum și, în opinia mea, calitative. Deci la problemele societății adevărate, nu inventate, nu scoase din burtă, mai ales în cazul organelor de forță, clienți suntem permanenți, ca și în anii trecuți. Pe lângă asta ne-am specializat și pe ambasade, inclusiv occidentale, nu doar ruse, majoritatea le-am avut ambasada rusă, dar am protestat chiar și în fața ambasadei britanice, care este Marea Britanie este considerată una dintre cele mai democratice țări din lume, dar am găsit motiv să protestăm chiar și acolo, în susținerea lui Assange, la fier în laser, în fața ambasadei Azerbaijanului, pentru a rusă, pentru diversi disidenți, membri al unor jurnaliști. Da, exact. Deci, cred că este loc și aici de îmbunătățit pentru anul viitor. Vreau să fac o paranteză. Exact. Mi-am zis că anul trecut erau foarte mulți sceptici când Oleg spunea de protest. Spuneau că de anul trecut protestelor, dar s-a adeverit că anul... De fapt, s-a constatat că societatea noastră încet cu încetul involuează, adică statul nostru. Se pare că în anumite cazuri, mai ales, e dezastru în domeniul justiției, organelor de forță, dar și la învățământul, educației, medicinei, dovadă și campania pe care am inițiat-o la Ministerul Educației împotriva taxelor, care cred că va continua și la anul. La fel avem proiecte în planul ăsta proiectat să protestăm și împotriva taxelor nejustificate impuse de către Ministerul Educației. Deci, idee evident, nu mai vorbim de ce se va organele de interne, justiție, procuratură, deci care unde fără de legea e la ea acasă în ultimul timp, deci au început să se îngrădească, să fie îngrădit foarte tare accesul la justiție. Deci la anul viitor o să avem campanii sigure direcționate pe probleme spinoase de genul ăsta. Noul Consiliu va avea de lucru în planul ăsta. Deci, microfonul liber, un alt proiect. S-a reluat ca și în anii trecuți în duminica, în timp cald, când e perioada caldă a anului. Pare să fie la fel unul reușit, dar aici la fel avem unde ce îmbunătăți. Responsabilii de proiect vor trebui să identifice, nu știu, noi nișe, noi subiecte de discuție ca să putem varia, să avem divers public, cred că promovarea așa atragere publicului. Da, promovare diverse. Dacă ar trebui să revenim la plan, țin minte că era încă Consiliul Ghena și Raia, dacă mă reșesc, și era campania că înainte de microfon vineam cu o oră sau cu o oră jumătate înainte, făceam un plan și îl repartizam prin parking. Era fluturașul, da, și cu opiniile. Da, și cred că ar fi o bună platformă și pentru diverse campanii de informare, de cum poate fi, deci chiar de un soi de training, practic, un training care oamenii... De exemplu, când pregătim un protest la Ministerul Educației, care informative. Informative, vizuale. Ce vrem cu mesajul? Exact, perfect de acord.
Dar asta deja se va, o va decide la anul, adică noul consiliu, noi, deci noile tactici, noile metodici de a, evident, dar la consiliu vom, sau vor, pune ștampila pe propunere. Așa, ce mai era, un pic despre finanțele Hyde Parkului, cineva, avem un raportor. Ajunge raia cu... Da, dar eu în linii generale voi spune, deci s-a menținut, în urma optimizărilor s-a redus drastic finanțarea unor anumitor proiecte și faptul ăsta a permis ca să avem și la moment finanțe, altfel cred că s-ar fi evaporat de mult, dar s-a menținut într-o anumită măsură finanțarea. Curajul net primește administratorul 500 de lei, pentru microfonul liber săptămânal 200 de lei, da? Nu, 100, 50-50. Deci deja nu știu, nu mai știu. Pentru sediu Hyde Park 200 de lei, știu eu... Și internetul. Internetul, așa, nu știu, se mai plătește internetul. Da, 110, dar nu știu de contăm. Ileana trebuie să știu. Ok. Știu că plățele care au fost făcute erau pe un an și de atâta super. Okay. Tot felul de, deja astea mărunțișuri pe cablu, pe tot ieftin, felul de, de mărunțișuri. Costul la... gârlind că le-am plătit. Ok. Asta e la curent deja cel ce a pregătit proiectul și probabil revizorul și vicepreședintele Ileana Prodan. Ar putea să le prezinte, da. Toate, da, toate. Hai, poți să respiți, să o așteptăm pe... E la Raia, eu... Deci recunosc cușcătorul. Bine, Raia zicea... Păi da, Raia zicea că nu a reușit să uiți pe el, așa că trebuie să prezentăm din ce știți voi toate cheltuielile. Deci în linii generale știu. Ok. Rest, dacă Ileana a pregătit ceva, sunt recunoscător pentru implicare și... Eu doar pot să vorbesc despre principii care le-am aplicat. Okay. Deja 2 ani la rând, sumele care le avem, le punem la bancă și beneficiem de... Sumea anul trecut aproape 5.000, am avut 5 ani ăsta, cred că este primăriță. Din Raia. Și am... Ok, tu vorbești. Și am... Că strategia a fost ca să fie previzibile cheltuielile, am vrut să fie lunar cam aceeași sumă, ca cât putem planifica. Și asta parcă reușim. În generale asta a fost... Am renunțat la premiile care erau la Curaj TV pentru motivare sau adeverii cunosc chiar pentru motivare, deci că am analizat cheltuielile. Probabil a avut și ele rolul lor, dar, mă rog, dacă s-a constatat că finanțele... Nu știu să zicem, Brazi. Vine și un loc. Sau Raisa, deci te invităm. Anatol, faceți un loc să încapă să vorbească. Sau poate ne înghesuim acolo în fața unei bănci. Ok, măcar în linii generale, dacă știi ceva, dacă... Ce știi? Nu ai crezut că... Parcurs cât m-am uitat din ce prezentat și mănânța. Mari cheltuieli nu au fost, am uitat. Oricum, opinia ta critică vis-a-vis de activitatea... Deci, au comis încălcări ceva, s-au dus bani pe vânt... Noi am finisat raportul. Noi am prezentat raportul. Printre altele, iată, eu nu zic contul, echipamentul și-o rămas... Hai să nu vorbim toți odată, vă rog. Cine dă și contul la echipament? Eu n-am... N-a făcut nimeni niciodată, niciun inventar. Și mai avem. Deci, părțile slabe, ce... Care sunt criticile tale vis-a-vis de... Da, nu am avut nimic grijă de tehnic, nu știm câte flipuri are Hyde Park, nu știm nici ce are Hyde Park. Niciodată nimeni nu a făcut inventar. Și țin minte că Mircea a distrus două camere și acum o are pe a treia, dar mă tin că aceea e a mea, nu e a la Hyde Park-ului. Nu, noi când am dat raportul, am dat și lista. Deci că anul trecut noi am cumpărat flipuri în state și... Da, trei camere ai distrus, asta e a treia. Deci, și îmi datorează o a patra. Deci asta, și asta Samsung e a treia. Băi, dar eu cred că trebuie să discutăm dacă mai poți încredința membrului a patra cameră dacă o distrus trei. Da, asta deja e de asta personală. Probabil depinde de voi în imagine filmată acum. Încredere nelimitată, deja e pe răspunsul. Da, cea neagră unde? Tot la el. Trebuie să o repare în banii lui. Mersi, acum stai, stai cu noastră. Înseamnă că pentru anul viitor... Pentru anul viitor ar fi... Băi, pe voi nu vă deranjează zgomotul ăsta? Ne deranjează, dar și puțin. Poate ne mutăm mai încolo undeva. Genadiu, o de asta, nu avem...
Pentru? Fai. Întoarce pe versă și scrie. Eu am un caiet. Asta scrie. Hai să ne mutăm undeva, dar unde? Așa nu-i citel? E Liviu Nemțeanu. E Mititel, e Mititel. Ne mutăm sau mai stăm în zgomotul ăsta? Pentru că acolo nu sunt atâtea bănci încât stăm aproape, iar o să avem probleme. Hai să finisăm. Dar să ne dăm mai încolo spre Liviu și ne audă și oamenii. Ce ești? Cine vrea asta și pe iarbă? Domnul, ne-ați auzit ce spunem aici sau vorbim în... Nu cam auzit, dar mi-a plăcut, suntem conectate. Okay. Atunci dar răcnim mai tare și stăm așa. Ok, stăm aici. Atunci dacă ne aud domnul B cu domnul... Jack, o script. Munteam. Din prezentarea proiectului, aș putea și eu să completez ceva, dacă vrei filmează. Pentru că am avut experiența de implicare până acum în mai multe consilii, observ că în consiliul ăsta a existat comunicare. Am avut posibilitatea să facem mai tot ce ne-am propus. Din păcate, nu avem instrumente suficiente încât să implicăm membrii mai mult decât ar vrea ei să o facă. De asta am propus o modificare la statut prin care nu poate deveni membru al Hyde Park-ului oricine. Din întâmplare vine, bate la ușă, dați-mi statutul de membru. Pentru că noi atunci când le dăm posibilitatea să fie membri în Hyde Park, dar ei nu se implică, organizația pierde ca nume, pentru că el scrie în CV că e membru, dar nu face nicio activitate. Și atunci, cred că lista trebuie curățată din timp în timp, cei care nu se implic să fie avertizat o dată, a doua oară, eventual dați afară, și cei care nu manifestă interes pentru Hyde Park, cei care nu promovează niciun proiect, nicio activitate, trebuie să știm de ce îi acceptăm. Am propus la statut o mică modificare, apare un punct, ceea ce ține de activitatea ca voluntar. Deci ca să devii membru cu acte în regulă a Hyde Park-ului, va trebui 3 luni de zile minim să activezi în calitate de voluntar din momentul depunerei cererii. Așteaptă un pic, tu deja te apuci de comentat. Deci ca să poți activa în Hyde Park, trebuie să fii voluntar 3 luni de zile. Adică ai depus o cerere și în astea 3 luni noi analizăm ce ți-ai propus să faci, la ce proiect vrei să activezi, ce sarcini îți dăm noi și cum le-ai realizat, care după 3 luni de zile noi spunem că da, noi trei îl susținem pentru că a făcut ceva. În cazul în care oamenii vin din întâmplare, depus o cerere și după asta își vede de bacalaureat, scuză-mă, puteai să fii simpatizant sau voluntar foarte bine, până să te poți implica. Deci, din momentul în care cineva o să mai depună cerere, noi să-l direcționăm spre varianta de voluntariat. Cred că asta se face în mai multe organizații, ei chiar fac campanii de recrutare. Noi deocamdată nu avem posibilitatea asta și nu avem atâtea proiecte încât să implicăm zeci de voluntari. Dar dacă cineva vrea să vină, îl primim cu drag, în statut, dacă vreți, putem să-i dăm citire, sunt prevăzute anumite drepturi pentru voluntari, spre exemplu, posibilitatea de a fi instruit. Asta e proiect. Eu nu știu de ce am ajuns să discutăm al nu știu câtulea punct pe ordinea de zi, că nu le-am terminat primele. Gen au vrut să intervină la proiectele realizate și s-au apucat să modifice statutul acum. La proiectele realizate de noi, eu spun că e o mare problemă cu membrii care stau în casa lor, cu membrii care stau pe Facebook și difuzează orice căcat, numai nu difuzează curajul. Asta mi se pare un punct slab al Hyde Park-ului. Dacă 3 ani la rând am mediatizat pe rețele de socializare numai noi 3 sau 4 oameni, asta mi se pare o mare scăpare. Mulțumesc, Raisa, că mai trimite filmulețe pentru Curaj TV și mediatizează. Mulțumesc, Anatol, că din timp în timp mai comentează. Mulțumesc, Gicu, că preia de la alții și pune și la noi texte care pot fi comentate pe Curaj. Dar cred că inițiativa asta, dorința de a mediatiza produsul Hyde Park, trebuie să-l aibă toți 12 membri, mai ales cei care stau pe internet. Deci lucrul ăsta e o scăpare a consiliilor trecute. Noi am încercat să-l dregem prin a include în statut, ca fiind asta una din obligațiile, că dacă ești în Hyde Park, trebuie să-și mediatizezi produsul și cred că pe viitor o să aibă instrumente suficiente cei care o să fie în consiliul Hyde Park să implice membrii într-o activitate, pentru că ei au și obligația de a fi prezenți într-un proiect sau în altul. În proiectele care le-am făcut până acum, s-au implicat un număr puțin de oameni, dar constant. Asta e un mare avantaj al proiectelor noastre, că omul rămâne un an sau doi sau trei într-un proiect în care el știe ce are de făcut. Dacă vine un voluntar și îmi spune că vrea să se implice la amatorul și îi dăm 2, 3, 4 sarcini și el se isprăvește, are toate șansele în anul următor să se implice chiar în calitate de organizator. La fel pe alte proiecte. Mircea îmi spune acum că ar fi foarte bine să facem pliante, fluturași.
Nimic nu te-a împiedicat în calitate de coordonator de proiect să faci fluturașul ăștia să-mi spui cât costă. Deci e o scăpare a coordonatorului de proiect, că îi vin ideile numai la adunarea generală. Dacă nu l-ai făcut atât de vizibil și nu te-ai zbătut ca proiectul ăsta să fie foarte întrebat, e doar vina ta în calitate de coordonator de proiect. Și vina noastră ca membri în Consiliul de Administrație, că n-am făcut presiuni mai mari. E foarte bine s-o schimbat la proiectul microfonul liber, că nu întârziem. Mi-aș dori ca lucrul ăsta să fie o regulă de acum încolo, să venim cu jumătate de oră înainte, eventual să putem pune măcar jumătate de oră muzică, până să atragem lumea. Că ai văzut, dezbaterile nu prea atrag. Și sugerez să-i inviți cât mai mulți oratori, oameni noi, care țin prima dată un discurs, dar se pregătesc în prealabil. Pentru că improvizațiile astea ai văzut la ce duc. Vine unul și înjură, nu știu ce, la ce au auzit. Deci nu sunt oamenii pregătiți nici să țină discursuri, nici să intervină cu comentarii. Și după asta n-am ce pune pe internet. Noroc mai vine cât un om de la țară care are o problemă de mult mocnită, ea că acela e pregătit. Ne trebuie și oameni pregătiți pe discursuri. La celelalte proiecte avem anumite scăpări. Spre exemplu, trebuia, e și vina noastră, trebuia să găsim oameni care cunosc bine engleza, să reacționăm prompt când a fost primul avertisment, al doilea avertisment și să spunem cu ce nu suntem de acord. În același timp, cred că erau toate șansele, contul de YouTube să fie blocat, pentru că, într-un caz, cel de la Fălești, unde erau copiii ținuți cu mâinile în sus, țineți minte, unul a venit fără uniformă sportivă și celălalt a fost ținut cu mâinile în sus, ca sancțiune. Cel care ne-a dat video m-a apelat și mi-a zis, Ghenadi, postează, peste două zile mă sună, îmi scrie și zice, te rog să-l scoți. Probabil presiuni mari erau, dar eu n-am acceptat cât timp era deja mediatizat, cât timp problema s-a discutat public, deci nu puteam, asta e cenzură. Și el s-a plâns la YouTube. Deci ăla s-a plâns, al doilea s-a plâns Mărzenco, da, un cântăreț, care iarăși la fel, inițial i-a spus lui Oleg, scoate că eu mă fac de râs, ceea ce nu era adecvat. El a venit în public și a discutat cu oamenii, deci mi se părea corect să fie difuzat asta. Iarăși impunea cenzură. N-am acceptat cenzura, el s-a plâns pe drepturi de autor. Și acum avem un cont din trei, practic o treime de materiale de pe Curaj blocate. Sperăm să putem pune pe alte conturi ceea ce lipsește, dar asta ne ia foarte mult timp. De asta vreau ca oamenii care se pot implica să ne ajute. De exemplu, unul să fie responsabil de pagina Hyde Parkului. E foarte simplu, te-ai logat și ai pus protestul de astăzi. Nu zic eu muncă grea, dar cineva trebuie să fie disponibil să facă munca asta. Nu poți să facă un om singur și mediatizare și comunicat de presă și să pregătească protestul și să invite oamenii și să protesteze tot el, cât timp ceilalți 11 unde erau, ce fac, de ce nu se implică. Deci cred că Consiliul următor ar trebui să pună mâna pe instrumentele pe care le are în Consiliul de Administrare, să delege responsabilitățile și mai ales un mare accent să pună pe promovare, pe mediatizare înainte de protest. Că dacă la protest vin numai Hyde Parkiști, e vina noastră. Dacă la protest nu vin toți Hyde Parkiștii care au timp, disponibilitate, dorind să apară public la o acțiune cu un mesaj, e vina noastră că nu i-am anunțat în mod repetat. Iată, azi, de exemplu, Raisa n-a știut că e ora modificată, ora 3. Elena sau cine e acolo putea să o anunță în mod repetat. E și vina ei că s-a retras din grupul asociației, că noi am pus în mod repetat. Mircea nu știu de ce n-a știut că e ora 3, suna mai devreme disperat. Ora 2, da. Bun, important e că ne-am adaptat și la ora respectivă am putut să fim mai mulți liberi. Dacă aveți ceva întrebări vis-a-vis de Consiliu, te rog. La chestia ce ai spus, că tu spuneai de mediatizare. De fapt, chestia asta, de ce vorbeam, mediatizare? Ne-am gândit că membrii care nu pot fizic să vină la un protest, dar au acces la internet, ei nu se pot implica sub nicio formă în alte proiecte, dar au posibilitatea cel puțin să mediatizeze pe rețele de socializare, să pună un link, de exemplu, la un film Curaj TV. Asta ar fi o formă de implicare în activitatea organizației. Că altfel, dacă stai tot timpul, nu ieși nici la un protest, nu te implici în niciun proiect, presupun că care rost să mai stai în organizație. Dar faptul că și asta nu implică cheltuieli, să pui un link pe Facebook, pe Odnoclasnic sau în altă parte. Deci asta vine chiar în ajutorul cumva membrilor care nu se pot implica zi de zi sau fizic sau sub alt aspect, măcar atâta. Deci asta am vrut să spun. Cum să-l întrebăm pe Liviu sau pe Anastasia, de ce e necesar să difuzăm link-uri Facebook și pe Odnoclasnic? Pentru că ok. Evident că e necesar, oricum n-am. Păi de ce e necesar asta? O formă de implicare, de ce? Pentru mediatizare.
Exact, să afle cât mai multă lume de activitățile noastre. Asta e tot o formă. Sau de problemele semnalate de noi. Era vorba totuși de proiect, eu nu am înțeles, pentru că grup s-a discutat proiecte de film, ca posibilitate de... Promovarea mesajului, da. Un alt proiect, hai doar. Eventual, duminica, după microfonul liber. Era cam anemică reacția. Bun, asta-i deja... În Hyde Park... În Hyde Park suntem aici toți. La timp de propuneri să fac pe grupul Hyde Park, încercați măcar o replică scurtă să dai, nu mă interesează, sau nu vreau să facem proiecte, sau vin susțin. Sau like, da. Pentru că dacă nu dați nicio reacție, omul propune ceva, timp de o săptămână nicio reacție, ai impresia că vorbești singur. Deci grupul de asta a fost făcut închis, ca să putem discuta în interior o anumită problemă, eventual să ieșim cu mesajul în exterior, că începând de luni facem proiecții de film. De ce? Pentru că s-a discutat și a avut susținere. Eu am impresia că foarte multe inițiative sunt pur și simplu omorâte pe grupul Hyde Park, pentru că nu are nici cine comenta, nici cine se implica, nici cine vine cu ceva nou și noi pierdem din asta. Iată aici, la statut avem propunere de modificare a punctului care era 10, calitatea de membru. Noi am adăugat, după ce spune să contribuie la realizarea scopurilor Hyde Park, să mediatizeze activitățile, proiectele și campaniile Hyde Park. Deci în obligațiile membrilor intră inclusiv implicarea, dacă nu ești în proiect, măcar asta fel. Dacă aveți ceva, Nicolae, te rog. Îmi place ideea cu perioada de probă pentru membri, pentru că asta s-a discutat de foarte mult timp în urmă, s-a simțit nevoia. Dar numai nu voluntar, pentru că noi toți suntem voluntari în organizația asta. Găsiți un alt termen, da. Noi suntem membri cu acte în regulă, cu drept de vot. Și toți suntem voluntari, Ghenadi. Hai să găsim un termen să înlocuim voluntar cu altceva. Eu altul mai bun nu găsesc. Candidat. Sau candidat, sau nu știu, altfel. Mie candidat nu-mi place. De exemplu, dacă vine unul și spune că eu sunt voluntar Hyde Park, da? Nu membru Hyde Park. Suntem voluntari Hyde noi Park. Noi prestăm muncă voluntară, dar voluntar Hyde Park înseamnă nemembru. Înțeleg? Una e adjectiv și alta e substantiv. Mie candidat mi se pare o tâmpenie. Ce candidat? Ce candidat la președinte? Pretendent. Doritor. Deci uite, eu dacă vin susținător. Eu vreau să mă duc la Amnesty să activez, dar să-i ajut. Eu nu sunt membru cu acte în regulă, dar sunt voluntar Amnesty. Toți așa folosesc, dar noi nici teme. Deci eu cred că voluntar. Conform legii despre voluntariat, ei îți dau ștampilă și certificat, dar tu și le dai. Voluntarii noștri nu au din asta. Oleg, dacă vrem, putem să facem un parteneriat cu o organizație care are ștampilă. Spii și voluntarii noștri. Lasă să insisti că-i dreptul lui. Tu de ce insisti să fii contra lui Ghenadi? Ghenadi, dar o să aibă efect juridic chestia asta, ștampila noastră. Să aibă efect juridic în planul ăsta ca celelalte. Îl întrebăm domnul profesor cum e mai bine și gata. La limbă, la cuvinte, cred că dânsul se percepe cel mai bine. Sau Gecu, că e filolog. Aici, în Europa deja se practică în mai multe țări, în mai multe țări și la noi s-ar putea să apară această... Aceste, organizația noastră nu are personalitate juridică. Dați voie să termin. Atunci când o persoană, un tânăr, se angajează undeva, da, ei se cere să îndeplinească acolo în CV, dar dacă au participat că în calitate de voluntar undeva într-o organizație. Da, ca de asta juridic, cu aspect, cu format juridic, dar noi nu știm ce am putea noi să facem. La noi să fie atât de atractivă calitatea de voluntar, încât el să aibă anumite drepturi, abilități, posibilitatea de a face parte dintr-o echipă inteligentă și care se bagă peste tot, filmează, mediatizează, încât să nu-i trebuie spata la mama, dar să-i trebuiască faptul de a fi în grupul ăsta. Corect. Deci noi îl acceptăm numai dacă el poate să filmeze. Nu, sub ce aspect ne scot ochii? Că, adică ne asumăm o calitate pe care nu o putem, nu o acoperim. Deci juridic, noi nu suntem personalitate juridică, da? Dar ei au nevoie în CV. Adică nu doar CV, dar și certificat că au fost membru, că au fost voluntar. Personalitate juridică, noi nu putem oferi. Tu nu poți să-i dai lui ăsta, cum se cheamă, stagiu de muncă, da. Carnet asta de muncă. Merge, dar ei merg, ei nu sunt nemurmal. Ia uite, fata e voluntar, nu-i plătit, dar are carnet de muncă. Da, poate să aibă dacă ar vrea. Că n-ai destui ani, da? Vocabular, nu pe noi. Majoritatea... Termenul de voluntar. Termenul. Hai, propuneți altceva. Atunci, uite, susțineți-o...
Simpatizant. Eu cred că simpatizant. Ok, susținător. Dar de ce am ajuns iar să vorbim de asta? Sau am trecut la următoarea? Eu, dar și deja mie împotrivă, mie îmi place cuvântul. Noi putem să votăm mai el e frumos cuvântul, dar vezi că nu acoperă ceea ce spuneam. Stați-o lecuță, că eu nu mai iată ce am vrut să spun. Noi putem să ne mai întoarcem la întrebarea asta. Ministru e frumos. Cu ștampile, cu cărtișele, dacă să avem foarte mulți voluntari, să avem și discutat. Unul ai să ai și o să ceară chestia asta și cum ai să-i dai? Până acum atâta ideea de perioada asta este ca noi să cunoaștem persoana ce poate, ce putem să o încredințăm și persoana pe noi să ne cunoască și nu trebuie de complicat. Păi, da, tocmai complicăm chestia asta. Oamenii buni, hai parcă atât de vizibil și de implicat, că fără ștampilă merg recomandările foarte bine. Nu vii atât de asta, deci instituțiile astea... Păi da, la câți foarte... le-am dat, nu. O mers. Eu am dacă putut candida la Teleradio Moldova pentru că mi-a semnat Gicu o caracteristică. Nu. La fel noi am făcut și eu. Și eu, Parascove, topada cu proiectul cu partea franceză. Au mers foarte bine proiectul. Deci unde trebuie, dacă semnez, și dacă chiar dacă organizația sunt instituții de astea birocrații care cer exact, anume corespunde. Să spunem de asta, noi suntem neformali. Deci noi neformal, exact. Până acum, și alt aspect era că, până acum tot era o chestie, vei să spui că eu vreau să fac ceva. Dar era cum drobă, că ne-a ajuns într-acela că, pe urmă, parcă nu puteai cere de la persoană. Pe bază la ce? Iată cum de exemplu. Nu, noi am înțeles asta. Și așa atât. Nu spune problema asta, deci confuzia, noi trebuie să remediem confuzia terminologică, sub aspectul ăsta. Nu, putem să numezi departe. Iată experiența pe care a trecut Mircea întreb la facultate. Când s-a prezentat... Când s-a prezentat că el face parte din Hyde Park, gata, cu alți ochi era primit, altfel era primit. Nu, astea sunt deja senzații, impresii. Noi vorbim sub aspectul ăsta strict. Eu vreau să spun strict al actelor juridice, sub aspectul ăsta. Dar noi cred că acolo încă n-am ajuns. Stați în Mircea, vrea să vă opresc, okay. Dați-i voi. Noi, avem la cum intru un membru în Hyde Park. Trebuie să semnez trei membri deja activ. Și atâta timp cât, eu din câte țin, trebuie să argumentez semnătura. Și atâta timp cât, dacă se argumentează bine pe tână, poate aia poate fi să fie o lună voluntar. De-aia poate fac lucruri care alții nu l-au făcut în trei luni, de nu? Deci tu propui deci să scade, cred, da? Eu nu cred. De Doamne, membru, să avem așa dacă voluntar. Dacă vrea să fie membru Hyde Park, e prea mult pentru el trei luni să manifeste. Deci dacă Lucia îmi spune că vrea să fie membru și eu îi zic foarte bine, poți fi întâi voluntar sau poți fi activist Hyde Park, fără dreptul de a vota. Dar în astea trei luni arată ce poți. După asta noi tragem linia, spunem că tu încă nu poți deveni membru pentru că n-ai fost activ. Care-i rostul să găsești? Dar Lucia Deamă e membru, nu vorbiți despre ea. Eu am dat vorbiți despre Natalia sau despre Doina. Care-i rostul să grăbească camereasa la pat? Trei luni asta e convențional. Și vă grăbiți camereasa la pat? Doamne, feriește! Așa, deci trei luni eu cred că e un termen rezonabil, dar aici e perfect ceea ce recomand. Hai la termen, la terminologie. Și acum tu numai ce ai spus cuvântul activist. Noi putem acum să hotărâm sau să revenim pe grup să votăm. Care cuvinte, câteva versiuni să avem? Ia sculați-vă în picioare că treci președintele țării. Smirna! Cum așa, măi? Dar nu ore. În ore. Nu, asta e greu de cuantificat. De exemplu, o foarte activitate de jumătate de oră importantă. Oricum, ideea e că să ne cunoaștem și atât. Exact, e vorba de strict. Deci trec o anumită perioadă de timp, dar dacă nu pui trei luni, cineva o să depună ieri cererea de voluntar și mâine zice că eu vreau un membru, că eu am activat noaptea. Cred că unicul lucru care e aici e vorba doar de confuzia asta terminologică. În rest, totul e bine, din punctul meu de vedere. Noi trebuie să ne bucurăm taman de faptul că noi nu suntem organizații formale. Asta înseamnă că noi regulile ne facem ca să ne fie nouă comod. Exact. Care comunicăm. Pentru noi, exact. Deci, ștampila cu 40 de lei să faci cine să vrei, dar acum nu avem pentru activist, în afară de voluntar, ce mai putem propune? Activist, susținător. Susținător sunt cam toți. Cel care nu se uită, dă un like și noi simpatizant. Noi putem să votăm mai încolo. Susținător, simpatizant. Ok, nu e bus susținător. Hai să luăm un tânăr care vine la liceu, stă o săptămână sau o lună cu noi, dar el în școală ce spune? Sunt susținător Hyde Park? Sau voluntar activist, sau tot voluntar. Știu ce înseamnă. Mie voluntar și mie îmi pare foarte. Voluntar și este folosit peste tot în lume. Hai atunci spunem la vot. Cam ce termen îți pare mai potrivit pentru noi? Propunem hai între să-l întrebăm pe domnul Băcu și părere are sub aspect terminologic, semantic, lingvistic. Activist, voluntar, simpatizant. Cred că aceasta nu are așa mare importanță cum a fi numit. Faptul că s-a pus pe tapete că aceasta mă bucur.
și faptul că se ridică problema de eficiență și de un activism așa cu adevărat, eu salut presa. Chiar m-am gândit, iată, stând, așteptând începutul adunării de astăzi, stăteam de vorbă cu domnul Munteanu și eu mi-am exprimat părerea, deși n-am fost întrebat, dar am simțit necesitatea aceasta că de a te implica, într-adevăr, n-are rost să te consideri membru dacă nu faci nimic. Și nu te simți bine dacă nu faci nimic. Și iată, eu am avut de gând să vin cu propunerea, ori să mă retrag din... Sunteți activ! Din cauza că... Că nu lucrez, bine. Dar participarea la proteste, asta e un proiect. Participarea la proteste e un proiect foarte important. Asta cine nu participă? Dar vine numai cine vrea, cine crede. Nu, dar el spune că nu e activ. Cred că încercarea aceasta, termenul acesta de probă e bun. Și poate că ar fi bine de făcut o revizie aici la noi, care într-adevăr membrii care n-au lucrat. Uite, de astăzi, dumneata, uite, treci în categoria de simpatizant sau de cum găsit termenul acesta. Câte zeci de cetățeni am dat noi afară din Hyde Park? Suntem 12 acum, dar am fost peste 100, nu? A rămas exact 12 oameni, din care 10 sunt aici. Știi, din aceștia 12 încă vreo 4 trebuie. Încetul cu încetul o să ne propunem, dacă nu se implică, să... E corect. Nu, mă ating că iată, unul, eu trec în categoria aceasta de... Dacă timp de 3 luni, da, ați dat în termen. Ziceam în 3 luni pentru voluntari. Aderenți. Așa, toți voluntarii ăștia care n-au făcut niciun... Bun, și să admitem că sunteți în categoria asta. Cum v-ar place să vă numiți? Voluntar, activist, simpatizant? Avem 3 variante. Voluntar e bun? John zici că e mai bun voluntar. Activist, simpatizant, aderent, candidat, pretendent. Aderent. Dacă a ajuns la limită, să oprești. Aderent, e un proces. Tu fii în proces. Tu fii în proces. Într-adevăr, dacă nu-i bine cunoscut, îl trezești tot felul de interpretări. Trag greutatea Hyde Park. Dar îmi sper că vreo 4-5 oameni și restul. Ne considerăm și avem aere de fondator, de asta. În fond nu facem. Nu, dar să știți că protestele e un proiect important al organizației noastre. Și cine participă acolo, eu sunt un membru activ, îl putem considera un membru activ. Domnul Ușor, dar trebuie maximum de făcut. De ce să nu faci o persoană? Mă rog, în funcție de posibilități. Este dezolant în momentul când omul nu participă deloc, chiar absolut deloc. Adică îl vedem, nu că te dixești să vină nici măcar la adunarea generală. Uite aici e jale. Iată ce avantaj mare am avut noi, că am alternat la administrația Hyde Park foarte mulți oameni. Mai e cineva care nu a fost în Consiliu? Ia-ți văd o mână ridicată. Dacă Mircea încă nu a fost, domn profesor n-a fost candidat. Deci sunt toate șansele ca cei care încă nu au fost în Consiliu să manifeste de acum încolo. Așa, ok. Deci cum stabilim? Trebuie să facem în statut și categorie de ex-membru Hyde Park. Ok, mai dăm propuneri pentru categoria asta, termenul ăsta, de voluntar, aderent. Eu, de exemplu, subscriu la aderent. De ce? Pentru că termenul ne arată, deci e un proces. Ne arată un om care e implicat într-un proces de aderare. Și arată caracterul provizoriu. Exact. Deci eu aș vota pentru anume pentru termenul. Deci al patrulea termen, da? Voluntar, activist, simpatizant și aderent. Scrie-le undeva pe toate. Și eu propun să facem vot deschis pentru asta. Cine mi-a furat fixul? Da. Dar voi n-ați dat mandate de vot. Am ușa să amestici membri cu aderențe. La Hăvuz, în partea de sus. La partea de sus, la Hăvuz. Ce am? Foi de șerea. Și acum, dacă nu mai există variante pentru noul termen pe care vrem să-l introducem, pentru noua entitate pe care vrem să o introducem în statut, vom trece la vot. Avem patru variante. Exact, deci avem patru variante. Prima variantă ar fi voluntar. A doua variantă e simpatizant. Elena, voi auziți? Voluntar. Al doilea simpatizant. A treia e activist și a patra aderent. Trecem la vot. Prima, cine votează pentru voluntar? Vă dai 1, 2, 3, 4, 5. Lângă tine? Nu, am dat 1, 2,
3. Cu asta mă crezi, cu altfel lumea. 5, tu ești 5, da? 5 pentru majoritar, mai departe. Dacă e majoritar. 5 din 10, poate să iei 5 la 5. 5 din 9. Mai mult, 10 suntem. Okay. Mircea a venit. 5 pentru. Înseamnă că următoarele tot pentru. Următoarele numai pentru. Una ai voie să votezi, la a doua nu mai votezi. 5. Urmează, simpatizant. 1. Domnul Băcu. Și gata. Atât, 1. Activist. Cine e pro? Nu e nimic, 0 voturi. Și aderent. 1, 2, 3. 3 voturi. Deci majoritatea au votat pentru voluntari, 5 voturi. Respectiv rămâne varianta asta, noua entitate inclusă în statut, se va numi voluntari. Nu, deciziile toate se iau cu jumătate plus 1 din voturi. Mai pui o dată la vot ultimele două. Acele două care s-au calificat. În final s-au clasificat activist, două... Nu puneți așa, activist, voluntar și aderent. Cine votează pentru voluntar? Cine votează pentru voluntar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci majoritatea e la 6 din 10. Noua entitate, inclus în statut, se va numi voluntar. Stai alea, că n-am stabilit. Și am pus la vot întreg articolul. Bun. Numai asupra entității ne-am pronunțat. Hai să vedem tot articolul acum, că eu nu sunt de acord cu termenul de 3 luni. Citim încă o dată... Citim conținutul articolului de modificat. Citești tu. Datare și respicat. Și frumos, așa e. Cu intonație, expresiv. Numai la voluntar, la membru să ajungem imediat. Deci, pentru a dobândi calitatea de voluntar al Hyde Park, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Să înainteze cerere cu suport hârtie sau format electronic administrației Hyde Park. Ceea ce presupune... Ceea ce presupune că știi cine-i conducerea Hyde Park-ului. Da. Să accepte prevederile prezentului statut. Calitatea de voluntar încetează de drept la data când se prezintă o cerere unui consilier al asociației și prin decizia Consiliului pentru încălcare prevederii statutului prezent. Voluntarii au dreptul să participe gratuit la cursurile de instruire organizate de Hyde Park, să participe activ la elaborarea și derularea activităților și a proiectelor Hyde Park, să se încadreze în activitatea Hyde Park pe funcții corespunzătoare aptitudinilor sale. Voluntarii au următoarele obligații: să respecte legislația și statutul Hyde Park, să respecte deciziile organelor de conducere ale Hyde Park, să se abțină de la fapte care dăunează imaginii organizației, să îndeplinească responsabil sarcinile primite în activitățile în care s-a implicat. Asta e tot. Dar unde ai pus cu termenul de 3 luni, că eu nu sunt de acord cu el? La membru, ulterior am spus că poți deveni membru dacă ai fost voluntar. Am înțeles. Și citește fraza respectivă. Dobândirea calității de membru e posibilă doar după ce solicitantul activează în cadrul Hyde Park în calitate de voluntar pentru o perioadă de minim 3 luni. Din momentul depunerii cererii. Ok. Important că într-adevăr e nu. Sugestii, propuneri la... sau critici. Noi am luat, ca și la membru, conținutul, l-am pus pentru voluntar. Deci ambele sunt la fel. Doar că n-are drept de vot și de a candida. Cu menționarea că membru... am scris acolo vis-a-vis de difuzare. El are obligația de a difuza informația. L-am citit. Nu primești informații confidențiale. Bun. Adică voluntarii nu o să aibă acces la conturile Hyde Park, la tot felul de accesorii, contul Curaj și tot așa. Îl primesc membrii care au obligația să păstreze confidențialitatea. Nu spunem nimic. Oricine poate adera. Eu aș zice să mai scrieți acolo, să grăiască cam corect aici care vor fi voluntari. Ok, mă cred. Grăiești mai păca, dar să-i suni, a să mă suni. Dar păca e corect, numai că e paruschi. Băi, și oricine mă știu, deocamdată nu există penalități pentru gândirea greșită sau vorbirea greșită. Și nu cred că o să existe vreodată. Omul are dreptul să greșească, are, dar nu să gândească greșit. Asta nu e o crimă. Și, din potrivă, cred că e încurajat. Dar pentru ce dar el a terminat institutul cealaltă? Ok. Acum, serios, cine are probleme? Dar nu s-aude nimic. Știu
Dacă aici este umbră, dar știu mai tare. Stai că Elena vrea să comentezi. Sau poate mi-a scăpat. Dacă devine după astea 3 luni automat sau pun la decizia, la adunare? Se discută? Nu automat. Nu, tot Consiliul te face membru. Deci Consiliul te face membru funcție din momentul în care ai depus cererea, dar trebuie să fie vizibilă activitatea lui în asta 3 luni. Și trebuie toate recomandările și ele, că eu... Cred că da. Care e procedură de devenire. Deci aceeași, dacă tu ai să activezi 3 luni în Hyde Park ca voluntar, după 3 luni ai să ai obligatoriu 3 simpatizanți. Trebuie să dea cele 3 simpaturi membrii Consiliului sau... Nu, membrii Hyde Park. Așa spune statut acum, noi n-am modificat asta. Deci trebuie... Și atunci apare unica întrebare ultima. Dacă poți deveni membru nefiind voluntar. Nu. Acolo la membru scrie clar, ca să devii membru, trebuie să activezi minim 3 luni ca voluntar. Sau o lună, cam ușor să discutăm. Dacă putem să dăm citire integral la membru. Exact. Da? Dacă ai scăpat șansa. Poate cu mica excepție pentru foștii membri Hyde Park. Nu. Dacă nu scrie în statut. Cum a fost, cum o cheam pe ea? Cazacu. Maria. A fost Maria Cazac, 4 ani membru Hyde Park și nu s-a implicat în nimic 4 ani. Eu mă mir că noi am ținut-o până acum ca membru. Trebuia de mult să fie decăzută din dreptul de a vota. De asta eu vin cu propunerea aia. La un an nu ești activ. Vale. Ei nu știu, astăzi discută, de exemplu, Anșoară e plecat și care e problema? Într-un an poate fi mai activ. Consiliul odată pe lună se întâlnește. Lunar, așa spune statutul. Iar adunarea generală poate fi convocată de fiecare dată de câte ori e nevoie, dar minim o dată pe an. Bun, am epuizat, hai să mergem la tot aici. Tot aici, da, da, da. De transferat. Ascultați. Din membru a Hyde Park un voluntar. Iată o propunere bună. În cazul în care membru nu se manifestă timp de 3 luni cu nimic, să ne rezervăm dreptul să-l facem voluntar. Nu, asta nu cred că e de aici. Și dai o perioadă de probă să reabiliteze. Cum? Ce spuneți? Nu cred. Motivat sau nemotivat? Bine, dacă motivează și înțelegem că el acum nu poate, noi acceptăm. Dar dacă nu spune nimic și nu se implică... Asta e o formă de penalizare? Un fel de purgatoriu și l-a dat afară și l-a primit. Deci odată pe an se evaluăm, dacă nu a făcut ce are de făcut, fie dat afară. Și asta la adunare generală. Exact, da. Deci am putea să discutăm calitatea fiecărui membru, odată la jumătate de an sau odată pe an, în cazul în care nu se implică, se poate fi lipsit de drept. Trece în categoria voluntară. Și acolo nu trece în categoria simpatizant. Dacă sunt manageri în această persoană, ca cu YouTube, păi plângeri trebuie să fie, că dacă un membru e inactiv, cum să nu fie împlângeri? Nu, dar dacă e suflet mort. Dacă e suflet mort, nu avem nevoie de număr. Păi dacă cineva s-a exprimat, discutăm, dar dacă nimeni... Păi da, dar din încer e cred că nu o să... Bun, asta e obligația Consiliului, sfat curățenie. Te rog, deci dăm citirii... Deci noi, tu ai citit acum următoare la... Eu propun să modificăm termenul. 3 luni îmi pare aberant în epoca asta a vitezelor și a ritmurilor. Eu cred că o lună e suficient, termenul de probă. Lasă 3 luni să rămână când îl dai afară, timp de 3 luni să reabiliteze. 4 săptămâni sunt 31 de zile uneori. Nu prea au avut sau nu au avut. Poate să vină timp de o lună să fie foarte implicat și după asta au dispărut ca mine. Ok. Da. Nu. O să facem acum, o spunem la vot, la fel, o lună, două, trei, da? Cum te mai gândești? Cred că 3 luni. De semne e rezonabil, de ce? Pentru că noi nu avem în fiecare zi. Dar de grabă asta de a deveni. Noi nu avem în fiecare zi activități, mai. Se întâmplă uneori că 2-3 săptămâni chiar nu ai activități. Deci o lună în 3 luni reușim să cunoaștem cât persoană. Iată, într-o lună înseamnă 2-3 proteste, 2-3 întâlniri pe alee și altceva aproape nimic. Când o să manifeste? Poate omul respectiv el în luna aia nu poate să se implice. Dar rămite într-o... Dar scoate reabilita în a doua lună. Dar rămite în diferite proiecte unde are nevoie de un training, că el nu este pregătit. Atunci o spunem la... Ca să dai like-uri pe internet, ești pregătit. Oleg, hai să noi impunem, facem la vot. Există metode de compromis? La să fie o lună, dar de exemplu să fie după virgulă că
caz de necesitate, se prelungește termenul. Și atunci să fie interpretabil. Eu propunem să punem la vot. Eu vreau un an în general. Eu vreau termen rezonabil. Accept 3 luni pentru că hai, care sunt variantele? Eu am propus o lună și este... Mai multe, eu vreau un an. Și eu vreau un an. Așa că așa. Un an, 3 luni și o lună. Și o lună, dați-mi un an, 3 luni și o lună. Alte propuneri, jumătate de an, de exemplu. Cine vrea? Hai să punem medie. Bun, eu vreau jumate, dumneata un an și ceilalți. Eu termen rezonabil. Deci eu o lună nu accept de nicio culoare, că știu că noi membrii da, într-o lună nu facem okay, nimic, dar voluntarii nici atât. Dacă câștig o lună, o lună și o să-i tăiem șansa să devină membru numai pentru că nu a avut posibilitatea să-i implice. Genadiu, suntem acuși ce frumos, de ce? S-a putea o lună să câștigi. N-au zis că? Deci nu și atunci organizația nu și de râpă. Ia ca de la așa îți ducă de râp organizația, de la luna propusă de mine. Eu zic minim 3 luni și dacă se poate jumătate de an, e perfect. Ca să devii membru, trebuie să fii activ jumătate de an. Așa, trecem la vot. Pentru cine vrea o lună, termen de probă, ca să devină membru. Imaginați-vă că omul a scris cererea două zile după ședința de consiliu. Acum votăm, n-am înțeles. De ce influențează? Imaginați-vă că omul a depus cererea două zile după ședința de consiliu și următoarea ședință de consiliu e peste o lună. El când să-și socoată luna aceea? Deci îți dureze jumătate de an până omul o să vadă calitatea lui de membru. De la data de scrierii cererii, el o să fie aprobat peste 3 luni imediat, trei luni, din data când a depus cererea. Deci 3 luni durează. O lună, asta e un vot. Avea. Un vot. 3 luni. Două voturi au fost pentru o lună. Două. Pentru o lună ține fost două, da? Două voturi. Așa. Pentru 3 luni. Luni. Deci 1, 2, 3, 4. Dar eu pentru 5, 6. Stai mai un pic, ia încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pentru 6 voturi. Dar o două parte n-a fost. Asta o să-i vă spun acum. Nu, dar o lună eu n-am auzit. O lună, 3, 6. Ileana a propus că nu a vorbit prima dată. Bun, hai pune la vot deja două luni. Păi stai că mai este și un an și jumate. Ai votat întâi celălalt la urmă. 6 luni. Nu, dar s-a jucat Iana și-a propus variante în doi. Hai, dumneata propune un an și eu îți propun jumate. Și am votat le pe toate. Două, de ce ați propus? Pentru că Ileana a propus prima. Hai, ok. Am înregistrat video. Hai, două luni. Pentru două luni, cine vrea? Eu. Și voi dacă ați văzut că numai voi votați, de ce ați propus? Mai ales tu după ce votezi comentezi. Două luni, nu vot, da? Nu din motivele că ea dar stați, terminăm votul întâi, terminăm votul întâi. Mi se pare corect, toți votezi după asta aici. Corect era să-i dai voi să-și apere poziția de fiecare dată. Poate să ajute la votare. Eu văd necesitatea de perioada asta de voluntariat că să cunoaștem persoana, persoana să cunoască o lună, poate puțin să cunoaște omul, două mi se pare deja... Și acum să explic de ce trei luni. De jumătate de an, poate. Destul ca un om să manifeste, să-l cunoască și să aibă trei semnături. De chestia de caracter, dar nu te manci. Hai, pentru 6 luni. Deci pentru 6 luni, ține mine. Hai, pentru la dreapta deja. 6 luni nu-i nimeni, zero. Așa. Pentru un an. Pentru un an. Nici Ghena nu votează. Eu m-am orientat. Deci voi de ce ați propus dacă știați că numai unul susține? Să pierzi calitatea oamenii, ok, da, dar să dobândești. Cât e democratic. Păi da, e corect. Dar și eu aveam dreptul să propun 6 luni. Da, da. Mie mi s-a părut 3 luni minim. Și de ce n-ai votat pentru 6 luni? Pentru 3 luni minim, maxim 6 luni. Exact, degeaba, e târziu să vă certați. Dacă îmi permiți două voturi, votez la 6 luni. Prima a trecut varianta cu 3 luni. 6 voturi. Bine. Deci 50 plus 1. De ce mai nu departe. Faci încă dat trecut? Pentru că sunt mai mult. Termenul rezonat de 3 luni. Da, conținutul integral al articolului, acum trebuie să-l votăm, nu? Sunteți pentru introducerea calității de voluntar pe termen de 3 luni până... Nu, introducerea articolului în varianta citită de Nastia și gata. Înțeles, da? Da, da, da. Deci cine e pentru? La varianta modificată a articolului, vă rog să votați. Deci varianta în care a fost introdus articolul nou. Pentru voluntar acum deci, votăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci împotrivă? S-a abținut? 1, 2, 3, și același lucru trebuie să facem cu membru, cu modificarea pe care am spus-o noi. Cu un membru nu devine automat când a depus cerere cu 3 semnături, dar întâi trebuie să fie 3 luni voluntar. La modificarea asta tot avem nevoie de discuție, eventual deja să votăm. Noi dacă numai, nu sunt propuneri... Noi voluntar am pus acum, dar membru devine automat când depune cerere cu 3 semnături sau trebuie să fie întâi voluntar?
Modificare de deci articol. Modificare de articol. Cine e pentru modificarea? Votăm sau nu votăm? Ai anunțat toate nuanțele, scuze-mă. Deci la articolul privind calitatea de membru s-au făcut următoarele modificări. Zi. De exemplu, membru are un drept în plus să-și probeze calitatea de membru, unificarea atribuțiilor specifice, cu legitimația de jurnalist eliberată de Hyde Park. Deci dacă ești membru și vrei să prezenți un nivel legitimație la filmări, tu ai dreptul să o ceri administrației și administrația să o facă. Deci asta e o obligație a conducerii administrației. Dar voluntarul nu. Voluntarul nu poți să dai oricui, pentru că îți vine 100 de voluntari, îți cer legitimație și îți dispară. Cred că perioada voluntariatului poate spune că eu sunt voluntar, încă n-am primit legitimație. Când devine membru, deja să aibă dreptul ăsta. Și noi am mai făcut o mică modificare anunță. Destul de mare. O obligație. Nu una, dar sunt mai multe. Una, cea mai importantă, cred că are obligația să mediatizeze activitățile, proiectele asta și campaniile Hyde Park. Și noi am adăugat să mediatizeze activitățile, proiectele și campaniile Hyde Park, toți membrii. Alta ar fi să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității. Deci dacă îți dăm contul Curaj TV, Curaj Net în gestiune, răspuns de păstrarea parolei și nu-l dai la tot satul, pentru că riscăm noi să pierdem contul. Și să nu deterioreze mijloacele tehnice din dotarea Hyde Park, ce a fost încredințat. Deci dacă e o cameră, răspuns pentru starea ei, cum o întorci. Dacă o deteriorezi, o repar din banii tăi și asta spune în statut, răspuns de tehnică. Și să se abține de la fapte care dăunează imaginea organizației. Asta era. Deci modificările sunt clare. E nevoie să-l mai citim o dată integral? Punem la vot atunci. Cine e pentru modificările? Propuse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. S-a abținut? 9 pro, cu abținere. Deci, dacă le spui undeva sau e ca orice. Mai departe. Da, este așa. Veste ordine de zi ce mai are. Deci. Procedem la... Inventarierea funcțiilor vacante. Asta aici. Funcțiile vacante, conform statutului Hyde Park, expiră funcțiile de președinte și de consilier, de vicepreședinte de consilier. Președintele are mandatul pentru 2 ani, la un an după investirea lui în funcții. Trebuie să discutăm acum în ce măsură el a fost la nivelul așteptărilor voastre. Dacă vi se pare potrivit raportul cum l-a prezentat, activitatea, prestația lui ca președinte, putem să discutăm numai cele două funcții care au rămas vacante. Trei. Două funcții rămas vacante. Inclusiv revizor. Da, inclusiv revizorul. Deci a treia funcție, revizorul, tot a expirat la un an. În cazul și Raia și-a dat demisia. Președintele nu... Vi se pare că ar trebui să-și prezinte și el demisia. Haideți să discutăm prestația președintelui ca să știm ce alegem. Propune. Atunci prima propunere care... să rămână în continuare președintele, pentru că mie mi se pare că deocamdată el nu a arătat tot potențialul lui, că am încredere că Hyde Park e pe mâini bune. Dar în cazul în care cineva se autopropune, care crede că poate îmbunătăți, aduce schimbări, consideră că e stagnare și el poate impulsiona activitatea Hyde Park-ului, sunt, chiar aș fi încântat să se autopropună. Nu ar fi o problemă să fie o schimbare de președinte. Eu îți propun să dai demisia și să mai candidezi odată. Da? Ar fi o idee. Okay. Alte propuneri mai sunt? Membrii Hyde Park. Lucia, dacă urmărești activitatea Hyde Park, vezi părerea. Eu să adaug. Te rog. Vreau să dau demisia. Dar mai tare. Sau vină aici. Ea care vorbește, vine să-mi iei. Dar recunosc că nu prea am fost activă după ce am fost acceptată ca membru. Oricum, de la început am fost activă, acum am bacalaureat și... Rog, nu știu să mă înțelegeți, perioada asta mea de pregătire și după asta scăp de examene și... Și iei o bursă în Occident și pleci din țară și atâta te mai vedea. Ok, dar te iertăm dacă cânti pe urna clasnică sau Facebook și mai mediatizezi și faci Curaj TV, nu am profil. Îți faci, amu, pentru noi. Deci Hyde Park faci. Da, noi să înțelegem dacă implici chestii care nu trebuie prezenți fizic. Da, am înțeles. Prezenți fizic. Da. Fizicul noi explicat, am explicat. Am înțeles, deja da. Avem o oră și două. Ok, mai avem, cât mai avem? Ar trebui să ne grăbim, cât că la ora 4 trebuie să... Asta oricum e penultimul. Bine. Așa, deci
trecem la propriu zis, la funcțiile vacanței. Avem două de consilier. Apropo, avem o observație la capitolul revizor, tu spuneai ceva? Cenzorul. Deci nu-i numele de revizor, dar cenzor ar fi corect, ne spune băiatul din lege. Noi nu avem nicio treabă cu legea și cenzor ne spare un cuvânt compromis, că cenzurează, dar noi tamam suntem organizația anticenzură. Eu am insistat să modific statutul. Și revizorul mi se pare din Google foarte bun. Vine și revizuiește. Da, da. E nevoie să discutăm calitatea revizorului, să fie cenzor, revizor. Nu, deja s-a stat. Colegi, auditor sau auditor sau n-are. Eu cred că deja, mă rog, dacă insist foarte tare. Ba, da, e necesar. Conform legii necesar, trebuie să fie. E necesar, e necesar. Nu suntem restrați. Faptul că revizorii deocamdată nu s-au manifestat. Banii nu-i ține persoana la ea și-i cheltui cum vrea. Oricum merge din unul în altul și oricum îți face un raport și oricum știi despre ei. Eu nu m-am simțit utilă deloc anul ăsta. Și citesc un raport și zic ok, e bravo, e bun. Puteai să zici că nu e ok și am fi discutat acum la adunare generală. Ce să zic eu? Să zici că nu e ok dacă nu era ok. Asta e șansa noastră, ca să existe un revizor care să verifice încălcările. Pentru că existai tu revizor, Ileana s-a purtat responsabil cu banii noștri. Și ne întreba de fiecare dată unde ați cheltuit. Asta trebuie să fie îndeplinită de o persoană... Din consiliu? Nu, din afară? Nu, din organizație. Na, și cum s-o roi să vină? Și așa iau, te-au fost membru și-o plecat. Dar dacă încă n-ar fi membru, nici n-ar fi venit la adunare generală. Eu, părerea mea, e că revizorul, conform statutului, are foarte multă putere. Tu puteai să ne spui în fiecare lună că voi nu v-ați întâlnit, că n-ați făcut raport cum trebuie, că n-am văzut publicate discuții. Da, am văzut eu întâlnirile voastre. Păi stai un pic, tu trebuiai să vociferezi în asociație să ne spui ce nu funcționează, că n-ai făcut asta, e scăparea ta. Voi nici n-am anunțat când aveți ședințele de consiliu. Le faceți acolo mnecică în casă? De ce? Noi stabilit. N-am văzut niciun proces verbal, n-am văzut nimic la consiliu. Noi putem acum să ne întoarcem pe pagina aia și să vedem. Ei sunt un sun, am trecut să... Poate fi și mai multe suni, nu-i o problemă. Poate întrebare și de care? De ce aici cenzul sau comisia de revizie raportează la adunarea generală? În Hyde Park, care e procedura? El raportează cu ei. Dar nu avem de unde să o dăm afară, că ești odată demisia. Ei deja raportul tău trebuie prezentat, nu așa aruncat. Nu, Raisa, și chiar Rai, asta e scăparea dumneavoastră. Nu consiliu, da. Asta a dat, trebuie să știi portinezi. De ce nu există? Fiecare lună. Păi e obligația, dreptul tău. Deci asta e una din drepturile și obligații. Eu sper că următorul revizor să fie mai responsabil și eventual să ia în furci pe cei din administrație. Noi nu putem renunța la funcția asta din cauza că revizorii nu sunt. Deci cât sunteți voi în partea ta? Cât sunteți voi în partea ta? Nu vorbiți toți odată. Veniți mai aproape. Ea nu vă bate, zăi. Hai că treci timpul. Okay, hai copii, propuneri pentru funcțiile vacante. Doi consilieri. E cineva care vrea să autopropună? Se autopropune cineva? Și gata, tieni? Deci în consiliu, ești dispus să timpi? Nu, dar Raisa... Depinde disponibilitatea lui. Asta e deja, doar membrii au dreptul, apreciem faptul, dar deocamdată nu ai dreptul. Eu cred că Ileana, pentru că face muncă din umbră, poziția ei nu-i de voie să exprime public, face munca foarte bine în ședințele de consiliu. Și cred că ar trebui să continue să rămână consilier. Adică eu susțin cu Andrei. Și poate chiar vicepreședinte. Da. Ok, mă autopropun. Mircea, Ileana acceptă? Așa, cine mai vrea? Eu am decis să nu mai candidez, așa că eu ies. Se acceptă mai mult de Anastasia. Da, Anastasia și membru? Da, tu ce? N-ai timp și... Și nu mai rămas nemembru. Mata, e trebuie. Bun, deci pentru două funcții în consiliu, sunt doi candidați. Cred că ar trebui să fie mai multă lume implicată. Domn Munteanu, domnul Bucu. Politica în organizație, toată lumea prin rotație se poate avea acces la funcții. Bună, ce ziceți? Ana, vii. Direct la funcția de președinte atunci. Taman se eliberează. Că la toamnă, iarăși 3 luni de zile, să fiu dădatul.
Gicu nu candidez? Nu mă implic. Dar ce a rămas? Două funcții și două Oleg? Nu. Eu îți vreau revizor, că n-are cine. Deci Oleg refuză, bun. N-are cine reviza. Ok, atunci la vot... Da, dar mi se pare nedrept. Două funcții și doi oameni candidează. Dar nu-i democrat? E democratic, e democratic. Da, băi, pentru o funcție... Mircea Snegur așa a fost ales. Dar eu nu vreau Mircea Snegur, vreau să fii democrat. Ok. Mircea, tu vrei rugat în genunchi, da? Nu, eu vreau să fiu funcție. Mircea, stai. Deci nu mai Mircea. Abia că intră în consiliu și te schimbă. Îmi au tot propus. Nu, eu de altceva zic. Două funcții, două persoane, mă, că să fiu persoană. Bun. Dar eu sunt membru. Ok, copii. Atunci trecem la vot. Cum o să fie procedură? Mie mi se pare mai interesant, dacă tot sunt numai doi care candidează, să alegem vicepreședintele. Aha, okay. Prin vot deschis și celălalt, dacă îl susține echipa, îl devine membru în Consiliu. Sau nu are nicio importanță. Votăm întâi pentru doi membri în Consiliu și urmă alegem vicepreședintele. Statut spune? Contează ordinea în care alegem. Statut. Elena? Statutul spune că toate deciziile se iau cu jumătate plus 1 din voturi, așa că nu avem consens, dar trebuie să votăm. Mie îmi pare logic, eu nu știu că până amut, de exemplu, nu mi-e clar. Tot echipa de conducere a dat demisia și alegem pe tot sau doar alegem pe cei care nu vrea să... Noi alegem pentru expirat mandatele, Ileana. Voi ați avut mandat de un an. În afară de președinte care au avut 2 ani mandat. Bun, hai atunci să vorbim despre cele două funcții, Mircea și Elena. Sunt două persoane care candidează. Vreți să ne povestiți ce o să faceți voi într-un an? Cum convingeți colegii să vă voteze? Cine începe? Tata, eu nu candidez. Dar el eu vorbește deja... cu tot. Ca să... Nu vorbește. Eu deja... să continui să fac ce am făcut. Eu cred că Elena a făcut treaba bună. L-a contabilizat banii și l-a sistematizat. Și au avut o poziție echilibrată în Consiliu. Dacă rămâne în Consiliu, cred că o să fie o achiziție sau nu achiziție, o continuitate bună. Achiziția să fie Mircea, am vrut să zic de Mircea. Ok, așa atunci cum votăm? Pe ani, odată sau pe rând? Eu am să fiu cartușul. Aici deja nu contează. Okay. Noi decidem. Și Mircea, deci trebuie să spună. Stai și Mircea vrea să spună. Eu cred că Hyde Park-ul ultimul an a mers bine. Sunt un lucru unde trebuie să îmbunătățim, cred că, lucru. Dar în rest Hyde Park-ul a făcut treabă bună, am avut multe proteste. Eu când am văzut câte proteste am avut noi chiar în total, am rămas uimit. Media de 50 de ani. E okay. Super, ce organizație face? Tu cred că o să te implici în funcția ta de consilier. El o să fie consilierul protestelor. Deci de asemenea, microfonul liber mi s-au propus acum, chiar și eu mi-am făcut niște însemnări acolo pe foaie, okay. Să fac niște modificări și sper că nu s-o foaia mea în apă. Ok, sper că... Ok, sper că îi convins membrii flotanți, colegii de organizație. Să trecem acum pe furt. De vor, bolă, un Noi avem ceva variante. Halal organizație, dă statutul pe apă. Intră statutul la apă. Și votul meu. Halal, și buletinul de vot al lui Gicu. Tot faci parte din scenariu. Ca și atunci când s-a scat microfonul lui Timofti, când l-a ales, a vorbit la megafon. Cu publicul. Hai, atunci, dar trecem la votare, da? Asta a fost statutul Hyde Park. Cine este pentru ca membrii Hyde Park, Mircea Sulă și Ileana Prodan, individual, să devină, individual, deci pentru Mircea Sulă, hai dacă pornim din partea asta, să devină consilier Hyde Park. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 membri, 7 voturi, împotrivă. Se abține și două abține. Păi înseamnă că sunt 9. Cine e al 8-lea care nu a votat? S-a votat cu Dumnezeu. Da, eu am votat. Eu te-am numărat bine. 8 proști, 2 abținut. 2 abținut. Ok. Eu nu mai semnezești cât este... Filmează, da. Așa. Mircea a devenit consilier. Urmează Ileana. O, da. Cine este pentru funcția? Pentru Elena.
Cum vrei, Mircea, au votat și eu aș fi votat pentru mine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am întrebat în general, a fost votat. 9 voturi pro. Cine se abține? Ileana. Cine e împotrivă? Ileana s-a abținut. Nu, împotrivă n-are cum, pentru că ea e consilieră. Așa, 10. Deci unanim, unanim. 10 voturi pro. Acum trebuie să alegem vicepreședintele dintre ei doi. Eu propun... Asta e de competența adunării generale, nu Consiliul alege vicepreședintele, da? Eu ca membru High Park propun să rămână Ileana pentru că ea are deja practică, experiență în domeniul ăsta și na, să nu fie schimbări bruște. Da? Să avem măcar un candidat la anul pentru funcția exact, de președinte. Exact. Eu țin ideea logică. Sper că Mircea o să fie un bun consilier. Țin ideea logică. Are multe de învățat și... Cine, pe, vreau, cine e pentru școala? O altă propunere. Eu nu propun. Ok, atunci trecem la vot. Cine este ca Ileana Păranscu? E vicepreședinte High Park. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unanim. Felicitări. 10 unanim. Și acum trecem la televizor, scoatem. Spunea că Oleg sau candidat. Eu m-am autopropus, dar având în vedere că în consiliu este Ileana și sunt într-un fel de conflict de interese, cred că Nastia cu cunoștințele ei contabile și abilități ar putea să vegheze dintr-o parte buna contabilizarea banilor. E bună idee, dar cu forța nu. Dacă nu vrea, nu putem obliga. Eu am propus. Perfect, atunci chiar stresează. Atunci eu îmi retrag candidatura ca să nu fiți în dilemă la votat. Mai sunt propuneri? Nu sunt. Ok. Atunci votăm pentru cine este pentru ca Ghenadie Brega să ocupe funcția de prezentator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unanim. Moș Gheorghe votează cu mâna și-o ascuns buletinul, parcă e rușine cu ea. Felicitări nouă consiliu. Avem o nouă conducere. Dacă mai e ceva de căsitată, hai bani propune să dacă e ceva la diverse, hai să discutăm. O beție, ceva, câte o înghețată măcar. Apropo, da, este și diverse. Hai câte o înghețată la pațane. Toți membrii Consiliului trebuie să fie ales pe aceeași perioadă. Nu e bine să fii o persoană... Ar fi o persoană. Nu e o persoană, dar e președintele organizației. Exact, mi se pare... Adică e o echipă și pe urmă brusc să... Nu, și ar fi bine dacă să fii 2 ani, 2 ani și vin doar că cineva refuză membru, să alegi un membru alt. Noi în 10 ani am cizelea statutul ăsta, crede-mă că știm ce facem. Am avut președinte pe 5, pe 4 ani, Consiliul pe 2 ani. Noi am făcut cum ne-a părut cel mai bine. Exact. Ca... 6-4-2. Da, da, și mandate când... diferite. Și pe urmă puteți să revin la ca să nu-ți facă neamuri cu mătre și tot așa. Apropo despre foștii membri Hyde Park, mie mi se pare foarte corect, Cico, mi se pare că membrii Hyde Park pot fi bine întruniți pe grupul nostru de pe Facebook, să dea cu părerea, să comenteze, să propună pentru foștii membri. Foștii membri Hyde Park. Dar de ce n-am face și activități publice, măcar cu foștii? Hai. Adică pe pagina Hyde Parkului, pe grupul public, noi avem dacă și un grup public. Sigur că da, dacă vor, lasă implice în celelalte activități publice. Dar noi invităm în ceea ce discutăm în bucătărie internă să implice. De exemplu, pe grabare, îl vrei în grupul secret? Eu cred că Gicu nu-l vrea. Oleg, selectăm pe cei care pot participa. Dar n-aș avea nimic împotrivă că Raisa să revină. Pe grabare, îl vrea să revină. Deci nu cred că mai sunt. Dar ai fost membru. De ce? La diverse mai aveți. Ok, diverse. Haidem la înghețat. Eu revin la ideea mea cea veche. Secretara? Propun pentru, da, nu. Ar trebui un sediu. Felicitări, da, noi membri în Consiliu și sper să vă descurcați cu brio. Și am o propunere totuși ce? Să cu brio, să vă descurcați cu brio. Nu cu brio. Revin la ideea mea, la rugămintea mea, totuși poate că să vedeți, să revizuiți încă o dată, să mai cheltuie, să pună bani la cheltuială în Consiliu, dar un acumulator. Fiindcă eu am investit niște bani pentru a face mai mobilă, ca să nu depindem de priză, de electricitate, de energie electrică, da? Oriunde putem petrece întrunirea, chiar cu transmiterea online, de oriunde, chiar și din câmp.
E nevoie de un acumulator. Cât el costă cel mai ieftin 400, mai bunicel 600-800 de lei. Eu cred că într-un an de zile Hyde Park s-ar putea să... Și atunci noi putem petrece microfon liber și transmitere online oriunde și putem, de la orice eveniment, transmite online. Ia luați seama că vine pădurare. Și voi nu călcați iar. La pământ. Și astea sunt documentele produse de noi azi, da? Și rușini, Hyde Park, au intrat la apă cu documentele. Noi de-am două ceasă ne-am greit aici.